Salariatul care muncește 14 zile consecutiv are dreptul la 4 zile de odihnă și compensații potrivit codului muncii. Angajatorii care nu respectă aceste drepturi riscă amenzi cumulate de până la 6.000 de lei. Repausul săptămânal se acordă în 2 zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. În situații de excepție, zilele de repaus săptămânal după o perioadă de activitate continuă de maximum 14 zile calendaristice trebuie acordate cumulat conform codului muncii. Conform legii 53/2003, codul muncii, repausul săptămânal se acordă în 2 zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală a activității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Salariatul aflat într-o asemenea situație are dreptul la 4 zile de repaus după cele 14 zile de activitate continuă. La acest drept se adaugă dublul compensațiilor care se cuvin în general pentru munca suplimentară. Fiind o muncă în situație de excepție care poate afecta sănătatea și securitatea salariatului, este nevoie de autorizarea din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă și de acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanților salariatului. În astfel de situații, salariații vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă. În situații de excepție, zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăși 14 zile calendaristice, cu autorizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă și cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanților salariaților. Salariații ai căror repaus săptămânal se acordă în aceste situații de excepție au dreptul la dublul compensațiilor cuvenite. Dacă angajatorul încalcă aceste drepturi, poate fi sancționat cu amenzi de până la 6.000 de lei. În situația în care angajatorul încalcă aceste drepturi ale salariaților, poate fi sancționat pentru următoarele contravenții: nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară în cuantum de 1.500 până la 3.000 de lei și, de asemenea, pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cuantumul amenzilor fiind tot între 1.500 și 3.000 de lei.